Dragile mele, un nou film pe tema empties, pe tema produselor consumate, pentru că suntem deja în 16 iunie. S-au mai adunat produse și din mai, s-au mai adunat produse consumate și luna aceasta. Hai să vedem că s-a adunat ceva. Și chiar vreau să le arunc, să arunc ambalajele, să nu mai stau cu ele, să-mi blochez dulapul. Încep cu cel mai micuț așa produs. Nu știu dacă o să focalizeze aparatul meu. Am terminat chiar un creion negru de la Melchior. Îmi place din ce în ce mai mult marca asta de make-up și ce obțin creionul lor clasic, creionul negru, care pare așa, pare o banalitate la prima vedere, că nici ce poate să fie atât de minunat într-un creion negru. Mi-aduc aminte chiar terminasem școala de machiaj și căutam un creion negru care să lucrez ușor. Aveam senzația că să nu zgrii fetelor pe care le machiam. Și atunci l-am găsit pe acesta de la Melchior și am tot consumat, am tot exersat cu el. Uite ce zice Melchior. Zice, je suis blogger, și chiar sunt. Asta înseamnă, eu sunt blogger în limba franceză. Bun, deci primul e un creion dermatograf negru simplu de la Melchior. Un săpun lichid. Să știți că e singurul pe care l-am mai lăsat în filmul ăsta de produse consumate, pentru că în perioada asta cred că am consumat vreo 4-5 doze de săpun lichid și nu mai are sens. Am zis că o să le păstrez doar pe cele care, nu știu, simt că trebuie să vă spun ceva despre ele. Dar așa, acesta de simplu este banal, marca este Imperial Leather, l-am cumpărat de la Hello Free Zone, magazinul acela unde găsiți produse foarte ieftin, nu știu, la fel vreo 5 lei, este și antibacterian, în fine, a fost un săpun obișnuit, nu ce să spun, consum vremea. E, un produs ceva mai complex, mi-am luat de la Academie, acum ceva vreme, mi-am luat acest, nu știu cum se spune. E o băutură, practic, care se folosește în perioada dietelor alimentare și care ajută la drenajul lichidelor. Pentru că, vă știți, sau dacă nu știți, vă zic eu acum, practic când ne îngrășăm, nu acumulăm neapărat grăsime. De multe ori avem blocate, să zic așa, zone de lichid în corp, se spune retenție de apă, dar nu neapărat retenție de apă, pur și simplu limfa nu mai circulă bine în anumite zone și se stochează acolo. Se formează celulită și alte de alea, știți, pe ce nu-mi place la nimeni. Ei, și am luat chestia asta de la Academie, este boisson drainant, băutură drenantă. N-am folosit decât jumătate, mai mult de jumătate din ea, mai am puțin de acum expirată, trebuie să o arunc și nici nu prea mi-a plăcut. În perspectiva că dă o stare de agitație când o bei, adică în ziua respectivă, nu știu, simt așa o agitație și, mă scuzați, să mergi foarte des la toaletă, așa, ești ca un bebeluș de la mic care trebuie să facă pipi din 3 în 3 minute, ok, sau ca o gravidă. Asta nu prea mi-a plăcut, deci dacă vă luați băutura asta, e bine, eu știu, să vor să fiți acasă, să o băți în unghie, sau dacă o beți la birou, să, n-aveți, să nu beți înainte de vreo ședință, de fapt că e jenant să ieși din 5 în 5 minute. În fine, nu știu, am dat cam 1 milion pe ea, înțeles să fiu, nu prea așa făcut bani, adică n-a fost o investiție foarte deșteaptă, deși mie produsele la Academie, produsele cosmetice îmi plac foarte mult. Dar băutura asta, nu știu, probabil că nu mi se potrivește mie sau n-am luat-o în cadrul unui regim adecvat. Eu am tot încercat să găsesc și pe net, să găsesc informații ce ar trebui să fac cu ea. Era banal, că doar trebuie să-mi pun un căpăcel de ăsta într-un, nu știu cât apă, nu știu, mai rețin. Da, trebuie să pun o chestie de asta într-un pahar mare cu apă și să tot beau din el. Ei, am făcut chestia asta. Nu pot să zic nici că am slăbit, nici că s-a întâmplat nimic. Ok. Poate, am auzit că sunt persoane care le-a prins foarte bine. Probabil la mine nu era problema cu retenția de apă. Nu dau eu seama. Că tot suntem la capitolul corp, îmi arătăm mai bine. Vă arăt cea mai rămas, de fapt, cutia goală, de la cel mai mișto scrub de corp pe care l-am folosit în ultimul an. Pentru că atâta mi-a și ajuns. Mi-a ajuns un an, ho-ho.
Scrubul de la Mineralium Dead Sea, Mineral Therapy, Salt and Oil Aromatic Scrub, Lavender and Apple. Deci este un scrub care el e format practic din sare grunjoasă, sare de la Marea Moartă, și amestecat cu uleiuri esențiale și chiar cu ulei efectiv. Și practic tu când te dai cu scrubul ăla, intră și uleiul ăla și e o senzație foarte, foarte plăcută. Mi-a plăcut foarte mult. M-a zis, e printre cele mai bune produse de tip scrub pe care le-am folosit în ultima perioadă. Am senzația costă vreo 50 de lei burcă, nu ăsta. Dar vă zic, va ajunge un an de zile și eu chiar l-am folosit. A fost perioade când îl foloseam în fiecare săptămână, că nu trebuie să folosești mult, asta e ideea. Că sara e foarte bine mărunțită și o întins bine. Și sarea tot frecând de corp, ea se topește, dar se topește treptat și atunci tot poți plimba, da, o plici pe abdomen, o ridici pe spate, pe brațe și mai departe, pe coapse. Deci mi-a ajuns mult și bine. A, și ce-mi place, dacă, de exemplu, voi sau cineva din familie suferă de coșulețele acelea care se fac pe spate, de la transpirație, la așa, poate să folosească asta pentru că e sarea aceea care ea dezinfectează și calmează și apoi sunt acele uleiuri esențiale și mai departe, foarte, foarte plăcut. Ok. Tot la capitolul baie, am terminat o bombiță de asta de sare de baie de la Sephora. Ce mi-a plăcut, am făcut foarte mult miros. Nu știu dacă voi v-ați confruntat cu chestia asta, să mergi la Sephora, intri în Sephora și e mirosul ăla. Eu îi zic efectiv miros de Sephora, pentru că se amestecă toate parfumurile. Exact asta transmite sarea asta, miroase și a parfumuri și a creme și a... Oh. Deci când pui biluțele alea în baie, îți dau o grămadă de idei, pentru că miros a toate, parcă ți-aduce amintești de parfumul X, de parfumul Y. Sarea asta e o invitație la cumpărături la Sephora, clar, deci ei au făcut-o cu scop ascuns, știu ea. Bun. Ăsta sigur l-ați mai văzut în produsele pe care le termin. Este gelul intim preferat și printre cele mai bune l-am descoperit, mai știu, după ce am născut și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Dar nu pot să spun mai mult despre un asemenea produs, dar clar îl recomand în perioada verii când spălăm mai des, îl recomand adolescentelor, de exemplu, este minunat. Ok, și știți că gama Uriaș, mai trebuie să spun, îmi place foarte mult. Tot ce înseamnă de la brandul Uriaș îmi place. Fermentat în baie, vedeți dacă în perioada asta facem duș foarte des. Știți că v-am și scris despre gama Yardley. Eu am primit din partea British Gallery, magazinul British Gallery, la care, apropo, aveți și un discount. O să vă las în descrierea filmulețului articolul în care găsiți codul de discount. Un discount valabil până la sfârșitul lunii iulie. Am folosit gelul de duș April Violets. Wow, deci miroase minunat. Oricum, aroma de violete este printre preferatele mele. Deci a fost... E o nebunie. Ce îmi place foarte mult la această marcă, deși ea nu este foarte scumpă, ambalajul este foarte elegant. Este... Nu știu. Mă uitam și la poza asta cu violeta. Adică nu e o poză de aia banală. Parcă zici că e decupată dintr-un tablou. Foarte mișto. Este un gel de duș mai cremos, lichid. Și atenție, ce am plăcut, foarte inteligentă chestia. Ambalajul. Deci plasticul ăsta e foarte maleabil. Știți când se termină un gel de duș și strângi de el și e ambalajul rigid și nu iese și trebuie să-l tai sau mai știu ce să mai trece pe cap. Ăsta fiind atât de moale, am putut să-l scurg până la ultima picătură. Tot vorbeam de ambalaje mai... neinspirate. Am vorbit de ceva, un produs foarte bun, dar într-un balaj neinspirat. Nivea In Shower Body Lotion Firming din loțiune sub duș de la Nivea. Acesta clar este preferatul meu. De-aia l-am și terminat foarte repede. În schimb, acesta are un... Nu-mi place că ambalajul este rigid. Aici, de exemplu, să știți că a mai rămas, dar nu mai pot să-l scot. Pentru că aici este atât de rigid încât nu mai poți să strângi. Plus că aici mereu pe... Uitați ce urât arată. Deci, nu știu, se adună, se depozitează în două posturi. Nu mi-a plăcut deloc ambalajul. Plus că această In Shower Body Lotion Firming cu Q10 are tot fel de bulinuțe prin ea în care și fac un pic de masaj și așa.
Și bulinuțele alea blochează aici intrarea, nu știu. Cred că cei de la Nivea trebuie să gândesc că este un produs minunat. Chiar folosit, dacă îl folosești, da, duși dimineața și de seară, deja după o săptămână chiar simți că pielea e mai mișto, e mai, se ține mai bine și nu mai simt, eu de exemplu simt nevoia imediat pe ce fac duș să fac, să-mi aplic crema. E cu asta chiar, la modul serios, e ceea ce v-au vrut, ce-a vrut Nivea să facă cu In Shower Body Lotion. Dar păcat de ambalaj. Probabil strict pentru acesta, pentru că este și cu acele granule, ar fi bine să-i schimbe ambalajul. Că altfel, aici am mai rămas, nu mai stau cum să o mai chinui să scot. Dar e păcat, e păcat de ambalaj. Adică e păcat de produs, că ambalajul este, nu este foarte smart gândit, ca să zic așa. Tot în bani. Gelul de duș care a fost preferatul familiei. Și ca și, ziceți, spuman de baie, de la L'Erbolario, Acordo Arancio, știți că m-am pus și concurs în care am dat acest premiu împreună cu cei de la L'Erbolario. L'Erbolario este un brand de produse naturale care se găsește doar în farmaciile Sensiblu. Toate produsele lor sunt foarte, foarte plăcut parfumate, dar nu ca acele parfumuri obișnuite, aproape de natură, să zic așa. Adică ăsta exact miroase a parca coaș de portocale. Nu știu care dintre voi vă aduceți aminte de bunica sau de mama care dea coaș de portocale și punea cu zahăr într-un burcan. Exact asta miroase chestia asta. Spumă face de spumă. Gelul de duș care l-am adorat în această perioadă. Be You Heartbreak. Deci încă o dată. Miroase extraordinar de bine. Nu mă așteptam să miroase de bine. Miros floral, dar și de fructe de pădure amestecat și o dată trebuie să o spun, miroase, seamănă foarte bine cu parfumurile Amor Absolus, sau nu mai știu care sunt, de la Cașarel. Deci e o asemănare a aromelor foarte, foarte puternică. Mi-am plăcut enorm acest gel de duș. Așa. Hai să terminăm cu gelurile de duș. Și acesta e ultimul gel de duș folosit în această perioadă, de la L'Erbolario. Se cheamă Regine dei Prati, cu extract de Queen of the Meadow, Daisy and Camomile. Queen of the Meadow, habar n-am ce floare asta. Daisy, margaretă, camomile, mușețel. Mă, credeți că eu până acum nu m-am uitat să văd ce arome conține chestia asta, dar miroase foarte bine. Deci e un miros foarte ușor și floral, parcă treci nasul așa printr-un buchet de flori de câmp. Mi-a plăcut mult. Mai am și crema de corp, am primit-o de la cei de la L'Erbolario. Tot așa, 100% făcută în Italia, cu ingrediente naturale, aceeași gamă despre care v-am povestit un pic înainte, L'Erbolario. Bun, urcăm acum, am ajuns în păr, adică mi-a plăcut foarte mult acest ser de păr de la John Frieda. A venit într-una din cutiuțele pe care le cumpăr eu din UK, dintr-o cutiuță Latest in Beauty. Freeze Ease este Six Effects Serum. Chiar e Six Effects, adică și hidratează, și calmează firele de păr, și miroase foarte frumos, foarte, foarte plăcut. Mai am produse de la John Frieda, tot așa venite în cutiuțe Latest in Beauty, și chiar e un brand deosebit. Am înțeles că la UK e mai cunoscut, mai popular, zic așa. Un alt produs de la Thursday Plantation terminat. N-a fost chiar terminat, dar pentru că perioada de valabilitate e destul de mică la aceste produse, și anume doar 6 luni, fiind doar ingrediente organice, eu nu folosesc loțiune tonică. Am mai zis-o și o repet. Totuși sunt perioade când simt și eu nevoia de loțiune tonică și atunci asta mi-a prins foarte, foarte bine. Este cu extract de arbore de ceai, care și vindecă dacă sunt mici coșuri, leziuni la nivelul pielii și mai departe. N-am folosit-o. Am folosit-o chiar și pentru zgrieturi la băiețelul meu, înainte să-i dau cu crema de aia cicatrizantă, deam cu de asta.
E foarte ok. Din gama Caudalie am mai terminat două produse, mai exact din gama Polyphenol C15, serul și crema de zi cu SPF 20. Singura chestie care nu îmi place la la această gamă este mirosul. Eu înțeleg că sunt produse naturale și că trebuie să... Dar pare un pic miros, nu știu, neapărat a medicamente, dar așa, nu știu, parcă îmi dau senzația de produse medicale, așa, nu știu, n-au... În fine, nu am remarcat nimic deosebit. Cred că am mai zis și în alt videoclip. Cred că eu cu Caudalie, oricât încerc să-mi plac gama asta, pentru că îmi place foarte mult filozofia din spatele ei și ce fac oameni de la Caudalie, cred că nu e compatibilă cu tenul meu, ceva nu e. Eu oricum mai încerc, mai am produse de la ei. Sunt insistent. Da, pentru că în momentul în care descoper un brand a cărui filozofie îmi place mult, nu știu, încerc să mă apropii și de produse, să-mi placă, să găsesc ceva acolo. De la Uriaj, practic acesta e terminat de mai mult, dar l-am uitat cam anul trecut deja, îl pusesem la produse terminate. E baton, un baton mai puțin. Da. Atâta mi-a mai rămas. Baton protecție solară cu factor de protecție 50. Se folosește pentru toată, și pe față și pe mâini, unde vrei tu. Era foarte practică. Luam geantă și când simțeam că soarele o ia razna, mă dădeam cu el. Acum am văzut că au în continuare cei de la Uriaj, numai că acum e mai subțirele, e mai tub. Mi se pare foarte bună forma asta, nu știu ce a schimbat. Așa. Și am terminat o nouă crema Pivita. Vă știți că foarte greu termin. Rar o să vedeți la mine în articolele și în filmele de tip Empties o cremă întreagă de față terminată de mine 100%. E, asta da. Încă o dată, marca Pivita este o marcă care încearcă să respecte principiile tradiționale ale medicinii, de fapt, ale îngrijirii umane pe care Hipocratul a făcut-o efectiv. Și anume apelarea la acele principii pe care noi deja le cunoaștem, intuitive. Adică noi știm ce ne face bine tenului, dar ne ambiționăm cu toate să facem lucruri care nu sunt tocmai ok. Ea, Pivita, încearcă să introducă în produsele, și nu încearcă, chiar ce face, ingrediente foarte naturale. Ei au și o grădină botanică în zona unde au fabrica. Și acolo se cultivă plante de astea care au fost descoperite de mii de ani ca fiind benefice pentru sănătate. Au ajuns la nivelul că inclusiv în produse nu pun apă pur și simplu, pun o anumită apă sau chiar infuzie de plante. Deci vorbim de cu totul și cu totul altă lume. Apivita oricum promovează tot timpul grija pentru natură, conștientizarea faptului că lucrurile bune sunt pe lângă noi, doar trebuie să deschidem ochii, să le vedem și așa mai departe. Îmi place foarte mult filozofia de brand, Pivita, îmi plac oamenii de acolo pe care am avut ocazia să-i cunosc. Produsele nu mai zic. Nu cred că există produse la Pivita pe care s-ar fi folosit până acum și le spun cum e la Caudalie. Adică și la Caudalie îmi place foarte mult filozofia, dar nu găsești și un produs care să, wow, să-l fac. Dar la Pivita, efectiv, fiecare borcanel pe care îl deschid, fiecare capac, fiecare așa îmi rămâne, pentru că rămâne în minte acolo, pentru că toate experiențele cu produsele a Pivita sunt foarte ok. Bun. Acestea au fost produsele consumate în această perioadă. Nu uitați că pe blog mai este un concurs cu Polistar care se termină pe 17 iunie, deci mai aveți timp și pe 17 iunie să participați. Și cam asta este tot. Dacă v-a plăcut, dați subscribe, like, share, ce vă place, comentați, mai ales criticați, că din critici învățăm și să aveți o zi minunată!